Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Studio Politic. Eu sunt Anca Suciu. Statul român îi îngrijește pe cei mai vulnerabili dintre români în subsoluri, cu mâncare expirată și în mizerie. Întoarce privirea când este sesizat sau când îi se cer explicații. La două săptămâni de la primele imagini din azilele groazei, asistăm la o răfuială cinică între PSD și PNL pe vinovați. Să moară și capra vecinului. Atât știu, atât au înțeles. PSD a numit azi doi miniștri noi în locul Gabrielei Firea și a lui Marius Budăi. Sunt două doamne cu activitate și politică, dar și în Parlament. Atât a avut de spus premierul, asta le-a recomandat pe Simona Bucura la muncă și pe Natalia Intotero la Ministerul Familiei. A preluat apoi microfonul purtătorul de cuvânt al partidului pentru a cere demisii din PNL de această dată. Raluca Turcan, fost ministru al muncii, a vizat înființarea Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz. Turcan a reacționat ulterior pe Facebook, consideră că nu a greșit cu nimic. Nu strânge cureaua, așa că ia din buzunarele noastre. Guvernul trece la fapte săptămâna aceasta, vrea să acopere gaura din buget, adică deficitul bugetar scăpat de sub control cu banii românilor. Prin majorarea taxelor vor tăia și excepțiile fiscale pentru agricultură, IT, Horeca și în construcții. Planul include majorarea TVA-ului în cazul unor produse și creșterea accizelor pentru alcool, tutun și zahăr. Lumea business-ului, de la companii la organizații patronale, avertizează că orice modificare a sistemului fiscal va arunca în aer economia. Majorările vor intra însă repede în vigoare, în septembrie. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o reacție furioasă. Vrea un răspuns complet inuman, și am citat acum, față de ucraineni după exploziile de la podul Kerch, același care leagă Crimea de Rusia continentală. Vladimir Putin a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate în această seară, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că Rusia nu a prelungit acordul care permite exportul de cereale prin Marea Neagră. Hotărârea a fost luată cu doar câteva ore înainte de expirarea acordului semnat de Rusia și Ucraina cu ONU și Turcia. Nu mai punem la socoteală că zilele trecute președintele turc Recep Erdogan spunea că l-ar fi convins pe Putin să discute despre prelungirea lor. Și este momentul în care vă prezentăm invitații acestei ediții de Studio Politic. Mulțumesc că sunteți alături de noi pentru a dezbate cele mai importante informații ale zilei. Dan Barna din partea USR, mulțumesc că sunteți alături de noi. Dan Vâlceanu din partea PNL, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și Ionuț Puchianu ni se alătură prin telefon din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, mulțumesc frumos! Înainte de toate, însă, vom trece în revistă ce se întâmplă în Partidul Social Democrat și care sunt reacțiile apărute după ce Gabriela Firea și-a dat demisia. Nu sunt rea. Și m-aș bucura ca viitorul președinte al României să fie o doamnă. Dacă doamna Gabriela Firea dorește să candideze în interiorul partidului pentru a accede la această, eu nu am decât să mă bucur. Să spun cu regret, doamna Gabriela Firea, primarul general, l-am văzut președintele României, mă așteptam ca pe 21 sâmbătă să depună jurământ. Din păcate, în acest moment, cred că cel mai bun candidat din punctul de vedere al Partidului Social Democrat la această atât de înaltă funcție, de departe este doamna Gabriela. Foarte multe calități, puține defecte într-adevăr. Gabriela Firea este și colega mea, și prietena mea. Asta cum a fost, cum s-a raportat Partidul Social Democrat la Gabriela Firea. Astăzi nu se dezic total, deși a fost o demisie forțată, PSD încă calculează care ar fi șansele Gabrielei Firea. Despre asta vom vorbi și în această ediție a Studioului Politic. Iancu Guda, realizator Banii în Mișcare, mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Bună ziua! Salut, Anca, bună! Și înainte de asta ne uităm înspre ce vă spuneam. Astăzi s-a deschis ziua cu o solicitare din partea PSD de a cere demisii din partea Partidului Național Liberal. Da, sunt în continuare împreună la guvernare, sunt parteneri de guvernare. Iată reacția purtătorului de cuvânt al PSD.
Raportul preliminar privind verificările au fost 2781 de instituții sociale verificate, un număr de 3,27% au fost închise. În cazul celor suspendate sau închise temporar ale statului, 12 sunt la Giurgiu, din cele 28. În momentul de față e firesc să te gândești că undeva răspunderea nu este numai în zona ministerială, ci este și în zona autorităților locale. Cu certitudine se vor lua decizii la nivel guvernamental, dar în același timp cei care sunt vinovați, cel puțin politic, dacă nu și administrativ, vor trebui să facă un pas în spate. Doamna Luca Turcan este la fel de vinovată ca domnul Marius Budăi. Cred că și doamna Turcan, fiind una din persoanele care au avizat azile ale groazei, ar trebui să facă un pas în spate. Este un gest de demnitate politică. Raluca Turcan era ministru al muncii în momentul în care Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz cerea acreditare. A reacționat pe Facebook după această reacție a purtătorului de cuvânt al PSD și a spus așa: la momentul acreditării centrului din voluntari, toate lucrurile erau în regulă din punctul de vedere al formalităților legale. Semnarea acreditării este o cerință administrativă și obligație legală. Sunt acreditați peste 5500 de furnizori de servicii sociale publice sau private. Și încheie postarea spunând: sunt ferm convinsă că ancheta va scoate la iveală cine se va face vinovat de astfel de lucruri și că făptuitorii vor fi pedepsiți. Domnule Vâlceanu, chiar dacă sunteți din partea Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal a cerut totuși ca purtătorul de cuvânt să-i răspundă purtătorului de cuvânt de la PSD. Așa că domnul Stroie e alături de noi. Mulțumesc că sunteți cu noi, domnule Stroie, dar nu era normal să aveți această discuție în partid, în coaliție? Atât de mult s-au răcit lucrurile după acest scandal al azilelor? Într-adevăr, riscă să pună la îndoială o anumită colegialitate care există între noi în coaliție. Dar dacă se fac în plan public, evident că avem o datorie să explicăm și să răspundem. Pentru că am văzut și declarațiile domnului Romașcanu, ele au o anumită frecvență. La început am spus că e doar un caz izolat, acum văd că deja nuanțează, dar atenție foarte clar. Dacă vorbește domnul Romașcanu de rezultatele anchetelor pe care le desfășoară instituțiile statului de control în acest moment, ar fi foarte bine să nu amestece aceste date cu presupuneri sau chestiuni firești, îl citesc. Da, oricine este implicat în organizarea sau tăinuirea acestor abuzuri se plece imediat. Dar vina se stabilește cu date, cu probe serioase. Nu se parte după cote politice sau presupunere sau chestiuni care se parte un Romașcanu firesc. Așa că, din punctul nostru de vedere, amestecarea asta la grămadă a responsabilităților nu este sănătoasă. Adică există așa o doză de relativism moral care nu este în regulă. Cei care și-au dat demisia din PSD au făcut-o pentru că au fost implicați direct în acest scandal, au fost asocieri între persoanele implicate și cele care și-au asumat responsabilitatea politică, au fost asociați și în percepția și în opinia publică, anchetele în presă au relevat acest lucru, pe când la doamna Turcan nu există nicio astfel de situație și noi nu avem de ce să cerem vreunui ministru propriu să facă acest pas înapoi, pentru că doamna Turcan, în special, ceea ce solicită domnul Romașcanu, nu a avut de-a face cu acele orări. Să fie foarte clar, nu există niciun fel de implicație de natură legală, morală sau politică. Verifică în acest moment Partidul Național Liberal dacă sunt miniștrii PNL care puteau să reacționeze, aveau atribuții să reacționeze și nu au făcut acest lucru? Știți foarte bine, am răspuns punctual tuturor solicitărilor care au intervenit din zona asociativă la vremea respectivă. La ordinul ministrilor liberali s-au dispus controle din care au rezultat rapoarte de control care au ajuns pe mâna procurorilor la parchet. Au existat la vremea respectivă documente domnite. Din punctul nostru de vedere, e nedrept să faci comparație între lucrurile pe care le-am asumat, transpuse în documente, apropo și la info, există documente puse la dispoziția și statului și opiniei publice, da? Și situația din cazul celor doi miniștri. În cazul doamnei Turcan e vorba de o banală autorizație pentru o clădire în vederea licențierii, și măcar activitatea cu caracter social nu pornise acolo, înainte să se înceapă aceste activități,
semnați acest document. Și domnule Stroie, practic, avizat. E pur și simplu nedrept să împarți această responsabilitate după cote politice. Dacă au asumat doi de la PSD responsabilități să solicite și partenerilor de guvernare, chiar nu avem nevoie de astfel de solicitări, pentru că am verificat și noi situațiile și nu pot face comparație. Sau... Mai e o situație. Ministrul Sănătății care susține că a sesizat Consiliul Județean Ilfov cu neregulile din zilele groazei, acelea zile din voluntari. Domnul Rafila să fie foarte atent la declarațiile publice. În momentul când dânsul a sesizat Consiliul Județean Ilfov, acolo deja se derulase un control, de fapt două, pe această temă. Centrul de Resurse Juridice a solicitat Consiliului Județean să ia măsuri și au dispus controle cei de la DGASFC mult înainte ca domnul Rafila să transmită CJIFOF acel document în 3 martie. Vă pun la dispoziție toate aceste și dacă a sesizat acele nereguli, ce a urmat apoi pentru ca acei oameni din azile să nu mai fie supuși abuzurilor, domnule Stroie? Doar pentru că a știut din timp sau că a dat drumul la niște hârtii nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm puțin la tragedia acestor oameni. Haideți să ne uităm mai mult decât la o imagine șifonată dintr-un scandal public. M-ați întrebat de domnului Rafila, care în mod nedrept a public a trimis Consiliul Județean din martie și n-a primit răspuns. Domnul Rafila să știe că Consiliul Județean Ilfov a făcut acele controle, efectuat acele controle cu documente, cu rapoarte de control, cu sesizări mult înainte. Ne uităm imediat. Ne uităm imediat pe aceste documente, le avem și noi. Mulțumesc, domnule Stroie. Vom discuta astăzi alături de Iancu Guda și despre măsurile economice. Dar înainte de asta ne-ai spus de câteva cifre. Ce înseamnă azile de bătrâni în România, azile de seniori în România și faptul că devin sau au fost folosite pentru a strânge bănuți de aur. Așa este și, până la urmă, să ai o afacere privată, profitabilă, onorabilă, care își respectă obligațiile, în primul rând, față de clienți, adică acei bătrâni care ar trebui să primească un serviciu corect, având în vedere prețul plătit, furnizorii, taxele, creditorii și să le achizi toate la timp, e normal, dar când vezi niște profituri supradimensionate în aceste condiții, cel puțin câteva semne de întrebare trebuie ridicate. Așa că eu mi-am ridicat în calitate de economist aceste întrebări și dacă ne uităm pe codul care în 8730 înseamnă activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, exact acesta este numele activității codului CAEN, vedem în ultimul deceniu o creștere de aproape 8 ori a numărului de azile. Profitabilitatea este foarte mare, 48% profit mediu, 9 din 10 azile fac profit, creșterea venitului este fantastică, de la 9 milioane de lei în 2010 profitul a crescut, cifra de afaceri a crescut la 261 de milioane doar în 12 ani, deci este o creștere de aproximativ 30 de ori a veniturilor și randamentul pentru acționari, antreprenorii acestor azile de bătrâni este de 300%. Este sectorul cel mai profitabil din România și cu randamentul cel mai ridicat. Acum, în sine, nu aceasta este problema, ci faptul că, de exemplu, am identificat în București și Ilfov aproape 20 de azile care au 3 angajați, au venituri de peste 100.000 de euro, două dintre ele peste 1 milion de euro cu 3 angajați și obțin un profit de peste 50%. Deci nu poți să nu te întrebi dacă în spatele acestor cifre nu cumva se află și alte cazuri similare precum cele identificate în azilele groaze. Și cred că aceste cifre ar trebui să fie grăitoare, relevante, să ridice măcar niște semne de întrebare pentru autorități și să-și pună problema cum se pot obține aceste profituri fascinante doar cu 3 angajați. Ce calitate, ce îngrijire se pot oferi acelor bătrâni în aceste condiții? Cât timp te-a luat să vezi aceste date, aceste cifre? Mai puțin de 2 ore, un singur om, eu economist, m-am uitat pe datele financiare publicate la Ministerul de Finanțe, sunt accesibile gratuit. Asta și în 2 ore am făcut o analiză pe ultimii 10 ani și am văzut și care sunt extremele, să zicem, niște cazuri care cel puțin îmi ridică o sprânceană în acest context. Oare autoritățile ce fac? Au cerut ajutor ONG-urilor, economiștilor, jurnaliștilor. Noi venim, ne uităm, dar ele se duc și verifică și dacă verifică doar niște hârtii. Adică cum să faci 1 milion de euro cu 3 angajați
profit peste 50%, nu spui niște semnale de întrebare oare ce se întâmplă acolo, că totuși față de media la nivel național, o companie în România obține un profit de 6% net după taxe. Față de media națională, randamentul pentru investitori e 18%. Cum să faci 300% într-un singur an în medie? Și cifrele au explodat în ultimii ani. Știu, avem o populație din ce în ce mai îmbătrânită. Avem din ce în ce mai mulți români care pleacă din țară. Și care au nevoie de... Și pe de părinții altă parte, lor rămân în țară. Părinții lor rămân în țară. Acestea. Chiar dacă și-ar dori, n-au cum să-i îngrijească fiind plecați în străinătate. Dar știm că e o piață. Dar ca orice piață, indiferent de sector, trebuie să funcționeze în parametrii legali. Îți are not profitul uriaș pe care îl fac? Cu 3 angajați, eu nu vreau să dau nume, dar mulțumesc pentru aceste companii. Cifre. Apropo, sunt date publice. Domnule Varna, Partidul Social Democrat nu ne-a prezentat, sau premierul, nu Partidul Social Democrat, premierul, guvernul nu ne-a prezentat aceste date. Cât de izbitor e, sau cât de revoltător e această piață, până la urmă, că e un business. Dar i-am văzut pe unii dintre ei cerându-vă demisia dumneavoastră de la USR, lui Cătălin Drulă mai exact, și USR-ului pentru că a fabricat acest scandal. Povestea este una ridicolă de la un capăt la altul. Datele economice prezentate de domnul Gudac confirmă ceea ce întreaga Românie știe. Este o mafie în zona acestor servicii sociale pentru vârstnici în foarte multe locuri, în foarte multe zone, într-un fief PSD. Aceasta e realitatea obiectivă în Ilfov. Am văzut o încercare de aruncare a pisicii către celelalte primării din țară unde sunt primariul SR. La Brașov s-au găsit 4 lămâi mucegăite, la Timișoara nu știu ce perete nezugrăvit, adică sau un gheder de frigider care nu era perfect igienizat. Haideți să nu confundăm teroarea și aproape crimă, aș putea să spun, din punct de vedere uman, pentru niște vârstnici, cu niște chestiuni strict de administrație. Ori ceea ce vedem aici, vedem o încercare disperată de aruncare a responsabilității. Pentru că și povestea cu doamna Turcan acum este exact în aceeași logică. Într-o coaliție a stabilității, nu-i așa, purtătorul de cuvânt al premierului, care putea foarte simplu să aibă orice dialog cu doamna Turcan, putea să ceară demisia, depindea de premier fără doar și poate exact cum a făcut doamna Firea. De câte ori mi s-a spus că premierul este cel care decide ce ministru rămâne, ce ministru foarte pleacă clar. Din guvern. Vedem acum un balet al purtătorului de cuvânt care sugerează, purtătorul de cuvânt de la PNL se iese plin de indignare, că nu are nicio legătură, adică departe de mine să o apăr pe doamna Turcan, care nu are nicio legătură cu cultura, de exemplu, unde e ministru vremelnic acum. Dar ceea ce vedem o încercare disperată de a muta dezbaterea publică. Asta e chestiunea. Pentru că revolta aceasta e una legitimă a cetățenilor care văd că bunicii părinților care merg la un azil sperând să primească niște condiții minim decente, funcționale, pot să ajungă în situații înfiorătoare. Ori ceea ce am... Gândiți-vă cum a fost și ați văzut demisia doamnei Firea, acel mesaj. Nu era un singur cuvânt despre vârstnici. Toate liniile din postarea aceea erau despre ea, despre ce om, cum se cade și generos și bun la suflet este, nimic despre niciun fir de empatie. Și spunându-ne de două ori, e o chestiune temporară, vremelnică, o să mă întorc. Este de fapt speranța PSD-ului că chiar în fața celor mai abominabile fapte, că asta vedem acum, oamenii vor uita, vor trece cu vederea și în 2-3 luni se întoarce doamna Firea din nou sufletistă, cum se cade, ajutând mafia de la Ilfov. Pentru că omul ăla a fost angajatul ei. Povestea că nu știu, n-am văzut în orice țară civilizată președintele Germaniei și-a dat demisia pentru că în tinerețe a primit un credit cu un procent mai mic de la un fost coleg de clasă într-o negociere bancară. Ceea ce probabil domnul Ciolacu râde de se tăvălește la o astfel de discuție etică. Ori noi aici am văzut după 10 zile de abia două demisii chinuite și promise temporare. Aici suntem, asta este realitatea. Faptul că tema trebuie să rămână sus, oamenii trebuie să fie în continuare foarte atenți. Unde le merg rudele, unde le merg bunicii, părinții? Pentru că suntem într-un film în care, că de acolo vin aceste profituri, în care se promite că se dă ciorbă de 30 de lei, se dă ciorbă de 2 lei sau nu se dă deloc. Asta vedem. Și fiecare nouă zi mai scoate încă un astfel de fapt. Povestea cu animalele moarte trimise ca alimente la azil și toate lucrurile pe care presa le descoperă și continuăm să ne îngrozim și să ne mirăm cum se poate. Exact așa se poate. Cu oameni puși acolo doar să facă profit total
fără nicio legătură cu serviciul prestat sau presupus să fie prestat, pentru că controlele nu funcționează. Asta este marea problemă. Lucianu Mașcanu nu este singurul social-democrat care a aruncat pisica în curtea Partidului Național Liberal și ministrul sănătății Alexandru Rafila a avut astăzi o intervenție apropo de acest scandal. Susține că a sesizat Spitalul Bălăceanca și Consiliul Județean Ilfov în luna februarie a acestui an. Atunci, Centrul de Resurse Juridice a sesizat ministerul cu privire la posibile probleme. La momentul acela erau posibile probleme la zilele din voluntari. Alexandru Rafila, pentru Spot Media, a declarat că nu a primit apoi niciun răspuns din partea spitalului, dar nici din partea președintelui CJ Ilfov, Hubert Tuma. Elena Crângașu e alături de noi și ne lămurește cu detaliile. Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Conform documentelor pe care le avem, Consiliul Județean transmite că Ministerul Sănătății primise încă de pe data de 1 februarie aceste rapoarte de la Centrul de Resurse Juridice, cum că ar putea exista probleme acolo, și că pe 3 martie au fost trimise de la Minister către Consiliul Județean Ilfov. Sunt totuși alte date față de cele prezentate de Ministrul Sănătății. Acesta vorbea despre data de 28 februarie, spunea că la acel moment s-a adresat spitalului, dar și Consiliului Județean. Pe de altă parte, în afară de minister, care a mers către Consiliul Județean, Consiliul ar fi fost deja sesizat de către Centrul de Resurse Juridice pe data de 17 februarie, iar Consiliul a trimis aceste documente, aceste rapoarte privind posibile probleme către persoanele cu atribuții în asistența socială. Asta se arată în răspunsul trimis de către CJ Ilfov. La 22 februarie mai apoi, un reprezentant al Consiliului Județean, dar și un reprezentant al DGASPC, s-au deplasat pentru monitorizare la Centrul Armonia din Afumați. DGASPC transmite că instituția nu are beneficiari, de exemplu, la centrele Cora sau Gabriel cel Viteaz și nu poate legal să efectueze acolo vizite de control. De asta se ocupă AJPIS-ul, Agenția Județeană pentru Plăți. Are beneficiari însă la Centrul Armonia și acolo vorbim despre 16 persoane, adulți cu dizabilități. Acolo au efectuat controle și nu s-a găsit nicio problemă la acea dată și ar fi transmis acest punct de vedere de GSPC înapoi la Consiliul Județean Ilfov, iar Consiliul Județean Ilfov mai departe către Centrul de Resurse Juridice. Acestea sunt argumentele transmise de Consiliul Județean, un răspuns pe care însă am văzut că ministrul Rafila spunea că nu l-a primit nici până în momentul de față. Noi am primit 3 sesizări din partea Centrului de Resurse Juridice la începutul anului, luna ianuarie și luna februarie, câte una pentru fiecare dintre cele 3 centre incriminate, Centrul Gabriel cel Viteaz, Centrul Armonia, respectiv Casa Cora. Aceste sesizări și cereri în dreptul Ministerului Sănătății se refereau la o verificare a modului în care Spitalul de Psihiatrie de la Bălăceanca efectua transferul pacienților din spital către aceste centre pentru persoanele cu dizabilități. Spitalul Bălăceanca nu este Spitalul Ministerului Sănătății, este de asemenea un spital aflat în subordinea Consiliului Județean Ilfov. Noi am solicitat Spitalului Bălăceanca o informație care să clarifice această cerere a Centrului de Resurse Juridice. Dânșii nu ne-au răspuns. Este o adresă pe care am trimis-o Consiliul Județean Ilfov, domnului președinte al Consiliului Județean, pe data de 28 februarie. Nu am primit niciun fel de răspuns din data de 28 februarie până în prezent. Domnule Puceanu, merg spre dumneavoastră de această dată. Partidul Social Democrat vrea vinovat și dinspre Partidul Național Liberal în ce privește azilele Groazei? Nu așa să pune. Iertați-mă, încă încerc să-mi revin după discursul domnului Ionuț Stroie. Să mă ierte Dumnezeu, dar după ce l-am ascultat, îmi dau seama de ce oamenii nu mai vor să audă nimic de politică și de ce și pe mine mă bate uneori gândul
să mă las de tot și de toate. Iertați-mă, dar pot destul de greu de digerat ceea ce am ascultat. Nimeni nu e vinovat de acolo, nimeni n-a văzut și chiar dacă a fost, e ok. L-am ascultat puțin mai devreme și pe domnul Barna. Gura păcătosului adevăr grește. A dat exemplu puțin mai devreme pe președintele Germaniei. Deci dacă președintele Germaniei a fost în stare să-și dea demisia de onoare pentru un credit luat în tinerețe de la un coleg de liceu, deci să merge Dumnezeu, doamna Turcan, care a pus parafa, semnătura dumneiei pe autorizație, n-are nicio treabă cu subiectul. Păi dar cine are? Are primarul de la Galați cu un subiect de la Ilpo? Are primarul de la Timișoara, ca să introduc pe cineva, și de la USR pe un astfel de fenomen? Păi cum poți să vii să spui că tu nu ai absolut nicio treabă? Că nici n-ai știut și că de fapt și de lucruri au autorizat doar o clădire și nu activitatea în timp. Păi când ți-ai pus ștanchila și cu semnătura, cel mai probabil ești foarte sigură că lucrurile pe care urmează să se întâmple acolo sunt în conformitate. Și răspuns, moral, nu neapărat penal, încă o dată, moral, vorbim de o chestie ce ține de moralitate, nimic altceva. Nu căutăm, iar astăzi, purtător de cuvânt, cu tot respectul, n-a cerut, că s-a interpretat la modul ăsta, dar nu a cerut nicio demisie. A spus că doamna Turcan este în aceeași măsură vinovată pe cât este și Budăi. Și asta ce presupune? Marius, păi Budăi a plecat. Ori îi spălați, mai puțin. Da, vă întreb eu atunci, că interpretarea mea e ori îi spălați imaginea lui Marius Budăi, ori îi cereți Ralucăi Turcan să facă același lucru, să plece. Dacă Marius, faptul că Agepisu se află în subordinea ministerului pe care dumnealui îl conducea la momentul respectiv, da, care nu intră mult sau nu dă raportul ministrului pe activitatea zindică, da, de asta ai niște oameni acolo care trebuie să-și facă treaba atunci când se duc în controle, da? Dacă face accident cineva de la Agepisu, răspunde ministrul. Da? Dar dacă un om a fost într-atât de conștient și a spus, da, domnule, cel mai probabil, din punct de vedere al moralității, din punct de vedere al imaginii pe care o aduc asupra partidului din care fac parte, fac un pas în spate, cel mai probabil, dacă mai există un dram de moralitate în politică, doamna Turcan trebuia să-l sune și să-i dea modelul, să-l scroapă domnul Budăi și să-i dea modelul de demis. Dan Vâlceanu, vă rog. Nu, eu văd ce spun cei de la PSD și îmi dau seama că nu au înțeles nimic din tot ce se întâmplă. Ei încă fac politică. Domnul Vâlceanu, cu tot respectul. Domnule, aici e vorba despre rele tratamente asupra persoanelor. Aici nu e vorba despre autorizație. Dacă îmi dați voie, v-am ascultat. Aici este vorba de rele tratamente asupra persoanei. Oamenii ei care lucrau acolo îi furau, erau niște interlopi. Le luau apartamentele, da? Nu se pune problema de ce le-ai dat autorizație pentru ziduri. Aici nu e vorba de ziduri, e vorba de oameni. Iar CRJ a anunțat ministrul Muncii și ministrul Muncii i-a ridicat acreditarea. De asta trebuia să plece Budăi. Iar doamna Firea îl plimba pe interlopul ăla după ea peste tot. De asta trebuia să-și dea demisia. Aici este vorba de cu totul altceva. Dumneavoastră n-ați înțeles nimic, încă faceți politică, încă tratați chestiunea asta strict politic. Și îmi dau seama că n-ați înțeles nimic, pentru că dacă vă uitați, de exemplu, la controlele care s-au făcut în țară, vă dădeați seama că ce v-a prezentat domnul Guda mai devreme este doar o mică parte a problemei. La mine, în Gorj, s-au găsit două centre clandestine de felul ăsta. De unde au știut unde funcționează acele centre clandestine să meargă să le verifice? Acum au știut. Acum au știut, imediat. Anul trecut, da? N-au știut, acum 2 ani când s-au înființat. Nimeni n-a știut niciodată. Cum s-a pus problema de control, hop, am descoperit centre clandestine. Imediat au știut exact unde să meargă. Da? Deci, nu mai tratați problema politică. Haideți să vedem problema în gravitatea ei. Pentru că e foarte gravă. Sunt oameni care sunt furați, sunt oameni care sunt torturați acolo. Pentru simplu motiv că nu se pot apăra. Și noi discutăm politică. Să-și dea demisia și ăla, și ăla la ce și mai departe. Vă rog, deci, domnule Pucan. Domnul Vâlceanu, haideți să ne uităm la niște aspecte. Dacă tot vorbim, n-am înțeles nimic, sunt prostul clasei. Dar poate mă luminați dumneavoastră. Dar cum să face că
85-90% din toate edificiile acestea închise, nu suspendate, închise, se află doar în București și în Giurgiu. E oare o situație aparte? Dumneavoastră nu vă puneți întrebarea asta? Dom'le, e o chestie ok? Pot să înțeleg că din 10-15 astfel de edificii la nivelul unui județ să existe unul cu problemă. Există situații. Da, din vari motive. Așa cum e cel de la de la Timișoara, care poate că a fost judecat. Și care explicația dumneavoastră, domnule Pucheanu, la această statistică? Să ne răspundă domnul Vâlceanu, că văd că le știe pe toate. Să ne răspundă dumnealui cum să și care este... Așa. Eu nu știu. Eu ce sugerați? Că e limpede că duceți discuția într-un punct. Nu mai sugerez nimic pentru că o să mă judece domnul Vâlceanu. Îl rog pe dumnealui să mă lucineze. Domnule Pucheanu, depășiți, vă rog, momentul, acum sunteți într-un dialog cu mine. Ce sugerați prin această statistică? 90% spuneți din acele azile verificate, închise doar în București și Giurgiu. Acolo există o problemă. Pot înțelege când din 10-15 astfel de edificii unul are o problemă, în parte sau în total, dar când ai 18 la Giurgiu și 20 ceva la București, să mă ierte Dumnezeu, e greu să cred că era 1000 în fiecare județ în parte și uite s-a întâmplat să fie 18. Se spune eu mai transparent, domnule Vâlceanu, la Giurgiu, Dan Motreanu este unul dintre liderii Partidului Național Liberal, nu presupun cred, că acolo... Lăsați că intervine imediat domnul Stroie și ne spune că nu e nicio problemă, e ok. Okay. Numai puțin, domnule Pucheanu, să avem și reacția domnului Vâlceanu. Încă o dată, domnul Pucheanu, n-ați înțeles nimic. Cum? Încă o dată vă spun, pe mine nu mă interesează politic de unde e fiecare. Pe mine mă interesează să se rezolve problema asta. Și încă n-ați înțeles că problema asta nu ține de 2, 3, 15, 10 centre verificate acum. Pentru că s-au găsit centre clandestine, domne, înțelegeți? Neautorizate. Acele centre practic nu există nici măcar cu aviz legal. Da? Și totuși, oamenii ăștia care au controlat au știut unde să meargă. De ce n-au mers până acum? Deci, din punctul meu, și v-am dat un exemplu de la mine din județ, care sigur nu e izolat. Se întâmplă la nivel național. Dar încă o dată vă spun, nu mai tratați lucrurile politic, pentru că dacă le tratați politic, înseamnă că n-ați înțeles nimic din problema asta. Cu ce e vina PSD-ului? E uimitivă. Păi dar v-am spus eu că e vina PSD-ului? Păi așa o puneți. Nu, domnule, eu v-am spus că domnul Budei trebuia să-și dea demisia pentru ce a făcut dânsul, da? Că a ridicat acreditarea acelui centru care aducea la cunoștință rele tratamente asupra persoanei din acele centre, iar doamna Firea îl plimbea pe interlopul ăla care le fura banii, pensia bătrânilor și apartamentele după dânsa peste tot. E o chestiune de responsabilitate politică la doamna Firea, nu legată de funcție. Domnul Vâlceanu, doamna Turcan trebuie să-și dea demisia pentru că a avizat acel centru? Dacă doamna Turcan trebuie să-și dea demisia pentru că a avizat acel centru, înseamnă că toți miniștrii care au avizat astfel 5.000 de centre de acum 10 ani până acum se fac vinovați de rele tratamente asupra persoanei, evident, ceea ce nu cred. Sincer, da. Nu, eu vă spun că nu se pune problema așa. Doar Budăi, atât. Nu, Budăi trebuia să-și dea demisia nu pentru ce se întâmpla acolo, ci pentru că i s-a adus la cunoștință, avea posibilitatea să intervină și el a oprit exact ONG-ul care aduce la cunoștință în loc să-i oprească pe aia care făceau ce făceau acolo. Trebuie să luăm o scurtă pauză, revenim la această discuție, revenim imediat. Despre ce taxe noi vor apărea în următoarea perioadă, pentru că discuțiile se vor petrece pe repede înainte săptămâna aceasta și toate modificările ar urma să intre în vigoare cel mai devreme în septembrie. Nu vom avea un timp să ne dezmeticim. Despre asta discutăm cu Iancu Buda acum. Iancu, vorbesc de majorări de TVA, nu pentru toată populația, dar câteva sectoare țintite și de asemenea creșterea accizelor. Cum îți pare discursul acesta? Am văzut că mediul de business, toată lumea a reacționat. E pe de o parte de înțeles din partea IT-știilor, agricultură, construcții, Horeca, pentru că acolo vorbim de majorări. De cealaltă parte, dacă ne uităm în ansamblu la cum arată codul fiscal, acolo sunt niște excepții care au fost trase ani de zile. Da, și sunt beneficii mai degrabă pentru categoriile de profesioniști. Excepțiile clar trebuie eliminate, nu sunt taxe noi sau mai mari, ci sunt aliniate cu restul, dar atunci când vorbim de creșteri de accize sau de TVA, nu înseamnă că o să avem venituri mai mari. Și am pregătit câteva analize
așa cum bine știți, la Banii Mișcării ne bazăm pe date pe ultimul deceniu și am luat un exemplu, pentru că se discută de TVA majorat și accize, TVA majorat în Horeca, accize majorate la tutun, băuturi alcoolice. Am găsit un cod CAEN foarte specific, 1105, fabricare bere, și avem un grafic pe ecran care ne arată cifra de afaceri, deci vânzările producătorilor de bere, doar în 2 ani, 2014 și 2022, acestea au superformat față de inflație, iar în 2023 datele publice ne arată că la mai vânzările producătorilor de bere au scăzut cu 9%. Deci iată că deloc întâmplător în ultimul deceniu găsim acești 2 ani când vânzările superformează față de inflație. În 2013 a fost majorată acciza la alcool brusc și în 2022 deja venim după o majorare și scăderea puterii de cumpărare, scăderea vânzărilor, practic duce la scăderea veniturilor la buget. Și dacă ne uităm acum la companiile din acest sector, eu am pregătit o serie de alte grafice, așa că se rog pe colegii mei să deruleze în ordinea lor, ca să vedem că situația companiilor din acest sector este grav afectată. S-au scumpit materiile prime la cereale, la împachetat, peturi, sticlă, foarte mult, și cheltuielile acestea din cifra de afaceri ajung la un maximum istoric la 2022. Au ajuns la 44%. De asemenea, cheltuielile cu energia, o să vedem într-un grafic următor, știm, anul trecut au fost presiuni foarte mari pe creșterea acestor costuri, energia și gaze, și pe măsură ce o să derulăm graficele, se vede cum a explodat, de exemplu, la energie, pondere în cifra de afaceri 4,5%. Mai departe, o să vedem în graficul următor, am văzut și categoria de cheltuieli cu personalul, care a ajuns la 10,8%, din nou un record istoric. Și ca atare, dacă vedem profitabilitatea acestor companii, în graficul următor o să vedem că rezultatul din exploatare, profitul obținut de aceste companii, este la minimul istoric al ultimului deceniu. Deci este clar ce am vrut să demonstrez matematic pe cifre în ultimul deceniu, că aceste companii, uitați-vă, 3% profit operațional. Deci ce înseamnă o taxă majorată? O să însemne un preț mai mare. Deci noi, populația, decontăm prin majorarea prețului, TVA-ul și accizele se văd imediat în preț, atunci când sunt scăzute, nu e neapărat proporțional legătura, am văzut la TVA, dar o să plătim prin inflație produsă de politicieni, pentru că acest deficit fiscal a fost efectiv scăpat de sub control cu venituri încasate slab și cheltuieli supradimensionate. Și dacă ne uităm mai departe, ce fac aceste companii în acest context? Investiții minime, CAPEX, adică investițiile pe termen lung în retehnologizare, o să vedem în graficul următor, ultimul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră. Investițiile pe termen lung în 2022 au fost doar 175 de milioane de lei, sunt la minimul ultimului deceniu. Media pe 10 ani este 326 de milioane, este de 3 ori mai puțin decât anul precedent. Deci este clar că într-un asemenea context fiscal impredictibil, când vânzările lor scad, când n-au predictibilitate, cresc cheltuielile, profiturile la minim istoric, aceste companii amână investițiile și toate acestea au un efect de bumerang exact asupra bugetului public, pentru că o să încaseze și mai puțin, nu doar din scăderea vânzărilor, că acciza se va aplica la niște vânzări mai mici, ci din cauza celor investiții la minimum istoric, vedem, nu mai avem efectul acela de multiplicare, de generare de valoare adăugată și automat taxe. Deci eu cred că guvernanții n-ar trebui să mai gândească așa static, creștem acciza ca să creștem veniturile, că nu se va întâmpla, poate doar imediat, sunt disperați până la sfârșitul anului să curbeze, să reducă deficitul fiscal. Reușesc măsurile astea toate adunate? Eu cred că dacă vor reuși, costul adevărat o să se vadă în 2024, când toate aceste efecte, și am explicat cu cifre pe ultimul deceniu, o să ducă la scăderea vânzărilor, la accize și mai mici și un deficit și mai mare, care va fi finanțat și mai scump. Scad deci, vânzările pentru că scade puterea de cumpărare? Da, automat. Când prețurile sunt mai mari, populația nu-și mai permite. Deja am văzut la primele 5 luni din acest an, vânzările la bere au scăzut cu 9%. Deci este clar că dacă mutăm presiunea către populație prin creșteri de taxe, o să fie inflație și o să fie prețuri din ce în ce mai mari pe care nu ne mai permitem. Și atunci este o teorie și foarte practică, se cheamă curba Laffer, când se depășește acel punct de inflexiune și accizele sunt prea mari, nu cresc veniturile la buget, ci scad. De ce? Trafic ilicit, contrabandă. Păi noi vrem să majorăm toate aceste accize și suntem țara cu cea mai întinsă graniță cu țări din afara Uniunii Europene, Ucraina și Moldova, vrem să intrăm în Schengen. Dar creștem taxele fără predictibilitate, din scurt,
la tutun. E un plan făcut pe 5 ani, dar au venit acum iarăși discute de accize majorate a treia oară în ultimele 12 luni. Pe un pachet de țigări la noi e dublu față de Moldova sau Bulgaria. Sau nu mai zic Ucraina, ce se întâmplă. Cei de la guvernare vin cu tot felul de exemple din Europa, unde noi nu suntem la prețurile acelea. Dar nu e legătură cu Europa, că noi grafic, deci granița exemple, noastră, Germania, Polonia. Nu contează ce e în Germania, pentru că sunt și salarii triple. Ideea este cât muncești pentru un produs, fie că este o pachet de țigări, sticlă de bere, că la noi se muncește cel mai mult din cauza salariului foarte mic. Iar traficul ilicit, contrabanda, nu se face cu Germania, se face cu Moldova, se face cu Ucraina. Deci noi, dacă avem o disproporție de taxe, trebuie să ne raportăm la țările vecine, pentru că sunt din aceeași zonă a puterii de cumpărare și aici se face traficul ilicit. Și dacă vrem să intrăm în Schengen, haideți să nu mai creștem aceste taxe din scurt, fără predictibilitate, și să încurajăm indirect contrabanda, traficul ilicit, și apoi să ne plângem că nu intrăm în Schengen. Mulțumesc, Iancu. Dan Barna. Suntem, din păcate, într-o degringoladă fiscală fără precedent și aici s-a ajuns pentru că acest guvern, dincolo, amintiți-vă declarațiile ultimele, ca să numeri la domnul Ciucă, dar ale domnului noului premier Ciolacu, care spunea va fi un guvern al responsabilității, a respectului pentru cetățean, a respectului pentru mediul de afaceri, tot acel discurs emoționant din Parlament, am și spus, ziceai că era programul USR, realitatea, am anticipat-o, era total alta și este total alta. Pentru că noi avem cheltuieli publice profunde, sustenabile și care continuă să rămână mari. Acest Minister al Familiei, de exemplu, cel mai banal exemplu legat cu scandalul de zilele acestea. Ăsta trebuie desființat. E un minister făcut pentru PR-ul Gabrielei Firea. Efectul am văzut cu toții, beneficiile le știm. Sunt 10 milioane doar acolo, pe an, 10 milioane de euro pentru un minister care nu face nimic altceva. Dă niște vouchere. E o activitate pe care poate să facă Ministerul Muncii. În egal măsură, pensiile speciale care se leagă de PNRR și de o resursă de dezvoltare pe care nu suntem în stare să o accesăm, exact din faptul că preferăm să blocăm acele 12 miliarde. Ok, reducând pensiile speciale, eliminând pensiile speciale, vor mai fi vreo 3-4. Dar oricum, e o anvelopă foarte mare pe care o păstrăm forțat, exact în ideea să ca acest guvern să satisfacă clientela politică din jurul domnului Ciolacu și din jurul PSD-PNL. Ori toate acestea ne duc la reacția despre care a vorbit și domnul Guda, hai să băgăm și mai mult mâinile în buzunarele românilor. Pentru că discuția despre crescut taxe și accize nu-i de acum. De la începutul anului sunt valuri după valuri. De 3 ori a fost la tutun. Dar avem micro-întreprinderile, avem part-time-ul, o chestie care e unică în Europa. Să plătești 100% pentru o muncă de 20, 30, 40%. Ori care au scos de pe piață 270.000 de locuri de muncă doar prin această măsură. Adică ideea că putem să sugrumăm din ce în ce mai tare mediul de afaceri și să băgăm din ce în ce mai mult mâna, guvernul să bage din ce în ce mai mult mâna în buzunarele românilor, ne aduce la această situație unde vedem măriri de taxe, exact ce s-a promis. Toate guvernele, ultimele guvernele și Ciucă și Ciolacu au spus, nu mărim taxe, nu se pune problema. Exact asta se întâmplă. Și asta este marea minciună spusă românilor. Când de ce, fapt, domnule Vulceanu? Finanțarea de ce deficitului vrea să se facă din nou pe buzunarul cetățeanului. Eu nu cred că PNL e de acord să majoreze taxe. Are ministrul la finanțe și n-a părut să se potrivească. Din punctul meu de vedere, ar fi cea mai mare greșeală. Și, din păcate, am spus-o și anul trecut și în partid și public. N-am fost prea mulți în PNL care să susținem atunci că nu aduc nimic taxe mai mari. Din punctul meu de vedere, totul a plecat de la buget. De când a venit domnul Budăi cu bugetul, orice economist vă poate spune că inflație mare înseamnă dobânzi mari. Și asta înseamnă frânarea economiei în momentul în care ai dobânzi mari. Ați vrut să ziceți de Căciu, nu? Da, de domnul Căciu. De Căciu, că ați fost cu doi. A, domnul Căciu. Am rămas în discuția. Dar ce-a urmat după aceea, cu creșterea de taxe anul trecut, ordonanța și vestea ordonanța 16, da, și ce se întâmplă anul ăsta, nu vor face decât, așa cum spunea domnul Guda mai devreme, să crească comerțul ilicit, pentru că, de exemplu, la țigări, puțină lume știe că în România comerțul cu produse din astea, din tutun, comerțul ilegal a scăzut foarte mult pentru că industria s-a implicat. Primii căței care sunt antrenați pentru vamă să găsească țigări au fost donați de industrie. Da? Industria în România a dorit ca totul să se întâmple legal astfel încât să scadă acest trafic de țigări, pentru că și ei aveau de suferit. Acum, am nevoie și de punctul de vedere al PSD. Faci achize mari, o să ai... Domnule Pucheanu, de ce PSD crește taxe? Stați așa, eu sunt uimit de logică. Evident, lipsa ei
Deci traficul crește pentru că se cresc taxele și impozitele. Și guvernul e vinovat. Păi nu trebuie să existe trafic. Da? Prin urmare, singurii care se fac vinovați sunt cei de la vamă, să mă ierte Dumnezeu, sunt cei care trebuie să oprească. Nu, dar, nu e ca și cum ai spune, domnule, cât e la tine în țară pachetul? 5 lei și la tine cât e? 2 lei? Înțeleg, domnule Pecheanu. Trebuie să luăm o scurt. Hai să facem puțin trafic. Că dacă am înțeles ideea dumneavoastră, trebuie să luăm pauză, din păcate. Revenim. Informația de ultimă oră la Digi24, un incendiu imens a izbucnit la doar câțiva kilometri de Atena, iar salvatorii încearcă să protejeze casele care acum sunt amenințate de flăcări. Sunt alerte de incendiu în jumătate de țară și se anunță o vară de foc pentru greci. Toate detaliile în cadrul jurnalului ore 16. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumesc domnilor că ați fost cu noi la Studio Politic, Iancu de asemenea. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine la ora 15 aici la Studio Politic.